Păi mă bucur foarte mult că am revenit, așteptam de mult timp să revin. A fost o perioadă grea prin care am trecut și acum încolo îmi doresc să fiu sănătos și să nu mai am parte de nicio accidentare. Mă bucură faptul că am câștigat, asta contează cel mai mult și am întors victorios de la Cluj. Parcă am înșurit teriș la al doilea meci cu Botoșani, acum imediat sau... Contează mai puțin cine joacă cu Botoșani, important e să câștigăm și mai departe vom vedea ce va fi. Poate câștiga următoarele echipe. Deocamdată noi luăm pas cu pas, meci cu meci și la sfârșit când se trage linie, vedem unde suntem. Avem un obiectiv de realizat. Cred că mare măsură e cam realizat, mai avem câțiva pași și de titlu cred că este prea devreme să vorbim. Intrăm în play-off și acolo aproape toate echipele au șanse la titlu. Câte puncte din capul tău crezi că ar mai avea nevoie echipa pentru a ajunge în play-off? Nu știu, nu pot să spun exact câte puncte vom mai avea nevoie. Luăm meci cu meci și vedem. Important, cel mai important meci este cel care urmează. O victorie sâmbătă va apropia totuși proporția de 99% de play-off. Nu știu în procente, dar va fi un pas important dacă reușim să câștigăm sâmbătă. Da. Îl cunosc foarte bine, este un antrenor care pregătește foarte bine faza defensivă și cred că trebuie să avem grijă cel mai mult la contraatac. Stai, cred că pe două linii. E? Bravo.